Seria episoadelor De la capăt continuă cu o nouă poveste a unor români care au lucrat în străinătate. În al cincilea episod vom afla povestea lui Ovidiu și a Danielei. Cum s-au restructurat la noi posturile, soțul lucrând ca șofer, copilul, normal, ne trebuia mai mulți bani și am hotărât împreună să plec. Bine, la început, un an de zile nu am putut să mă acomodez, dar soțul m-a încurajat, normal, mai mergea el la mine. Bine, Darius fiind mai mic, având 4 ani, când am plecat, tot timpul plângea după mine când plecam. Cu cât te obișnuiești, cu atât trece mai repede, să spunem, dincolo, psihic. Nu este ușor, este foarte greu, dar când venim acasă, parcă uităm prin ce am trecut. Oricum ar fi afară, că e bine, că e rău, te gândești tot acasă să vii și să fim lângă ai noștri și să o luăm de la capăt. Dacă vreți să aflați povestea noastră, clic aici pentru filmul Calea Dunării. Clic aici pentru a susține campania Voltaj de la capăt.